pentru prietenii noștri din Ungaria. Salutăm reprezentanții orașului Szentendre din Ungaria, orașul frățit cu Zalău, domnul Comunio Ferenc, președintele Fundației Bocei din Szentendre și domnul Viragianos, tot din Szentendre. Köszöntjük Viragianos barátunkat is, Kónya Ferenc, elnökurat a Bocsi Alapítványi Színről, Szentendréről, Isten adott mindnyájunkat, köszönjük, hogy együtt lehetünk a ma este. Tisztelettel üdvözlöm Seres Dénes képviselő urat is körülöttünk, és Bék Sándor szenátorurat, városunk alpolgármesterét, Farkas Miklóst. Mielőtt belekezdenénk itt a sűrűjébe, el kell mondjam azt, hogy közöttünk van a Jászló Művészeti Múzeum igazgatója is, ezt a tudományi rektor Tudósz Kökeáni Pata Csolói Dertján Szimán, a szabdőnyi nevét. És remélem, hogy a református kollégium részéről is eljön valaki, ugyanis a Bocsi Alapítvány arra gondolt, hogy egy meglepetéssel fog majd szolgálni egy két iskolának, ezt majd a végére hagyjuk. Nos, hát újra egy kiállítás alkalmán találkozunk. Ezúttal egy nagyon nagy jelentőségű kiállított anyag áll a rendelkezésünkre, a Barcsai Jenő Mester és Tanítványai címét viselő kiállítása. Nem, de Fatsuit Polizie, de Fatumare Valva, a Rövni Bartja, Honora, Tisti, Ungária. És ucetelul itt a Maestru Barcsai și Discipoli. Acest material este unul dintre, este reprezentantul de fapt al unui stil artistic, unui curent artistic contemporan de secolul 20 din arta Ungariei, care este foarte interesantă pentru noi ardereni, deoarece unul dintre mentorii acestor mișcări este sau sunt originar din Transilvania. Bocsai Jenő az az egyik legfontosabb figurája ennek a mozgalomnak, ennek az új avantgárd mozgalomnak, amely a második világháború után gondolkozik ki Szentendréhez kötődő központtal, és ennek az az érdekessége számunkra, hogy ugye Bocsai Jenő erdélyi származású mezőségi magyarként lett híres, európai hírű grafikus. Fel fogom olvasni Magyarország kolozsvári konzuljának, Attó János úrnak az üzenetét, mert hogy ő a kiállítás védnöke, sajnos nem tudott itt lenni, de elküldte lefélben azt az üzenetet, amit most hangot adok, azt a Csipeszke századonulói konzul, mint Lózsa Ungáriai, Domnul Magdó János, care és cseres kuzerű patifika rend, dar, és te mit emér százsú szkriz. Dóhol így aztán Csipeszke, nagy örömmel veszem tudomásul, hogy Bocsai Jenő a 20. századi magyar grafika egyik legismertebb képviselője, ez illapra is hazaérkezett. Bocsainak köszönhetjük, hogy különösen a Művészeti Anatómiai című sorozatával megmutatta az egész világnak az erdélyi, a magyar grafika értékeit magas színvonalát, anatómia fontosságú emberábrázolásai a 20. század magyar Leonardo da Vinci-jévé tették. Tudott nagyot alkotni kicsiben, lásd a kiállított műveit, de nagyban is, maradandót hagyott maga után az egyszerű rajztól a monumentális művészetig. Mesteren kezelte a grafika, a festészet, a freskó festészet, vagy akár a mozaik művészetét egyaránt. Emellett otthonosan mozgott az anatómiai precizitás és az absztrakt művészet közötti széles skálán is. Csak csodálni lehet művészetét, sokoldalúságát és persze emberi tanári attitűdjét is 30 éven keresztül pedagógusként meghatározó hatással bírt tanítványaira. Remélem, hogy Bocsai Mester minél gyakrabban köszönhetjük a jövőben Erdélyben és Zilagon egyaránt. Üdvözlettel, Antó János. Constat, mare plăcere că mai este un barce, unul dintre cei mai renumiți reprezentanți ai graficii maghiare din secolul 20, a revenit acasă și la Zalău. Mulțumit lui, datorită în special anatomiei sale artistice, s-au revelat întregi luni valorile artelor grafice antelenești și ungurești deopotrivă de cel mai înalt nivel. Reprezentările anatomice ale figurii umane l-au făcut pe Bocsai dreptul Leonardo da Vinci maghiar al secolului 20. El a reușit să creeze o operă de valoare atât la scară mică, de este lucrările expuse, cât și la o scară largă, de la arta desenului la cea arte monumentală. A fost maestrul ilustru al tehnicilor grafice, picturale, tehnica frescei, a mozaicului. De asemenea, a dovedit un foarte mare profesionalism pe gama largă a expresiei plastice, pornind de la precizitatea anatomică până la sensibilitatea artei abstracte.
Harta maestrului, complexitatea personalității sale și acea atitudine de profund umanism dovedit de-a lungul celor 30 de ani de activitate pedagogică a exercitat o pregnantă influență în rândul discipolilor și constituie și în prezent obiectul celei mai sincere admirații. Îmi exprim speranța că de acum încolo îl vom putea saluta pe maestru Borcea cu ce în ce mai des prin Ardeal și la Zălău de asemenea. Cu salutări, Bogdan Iarăș. A studi chiar o de Sfânt Andrei, și la prezul de Rigo, tot așa ceva, și fac ceva la fel, e șem de tot. Ne vivem iș urven cu ei în momentul în ziua chestiu. Ne să ne vivem. Uite, hoď utvezuju ko Sfânt Andrei, orată i tot neke János és Ferencet, hogy üdvözöljék a önkormányzat képviselőjét is a nevét, a mi nevünkben is ilyen két felkérem Vakas Miklós polgármesterat is, hogy köszönjük őket a mester. Traducera. Deci, știm foarte bine că Zalău se află într-o relație de prietenie și chiar de oraș înfrățit cu Zalău de bună vreme și cu această ocazie salutăm prietenii noștri de dincolo și transmitem urări de bine din partea noastră și a oficialităților Zalăului prin prietenii noștri Cune Ferenc și Miran Iarăș. Domnul viceprimar o să facă salutările de partea primăriei. Este o onoare pentru noi că ne aflăm la această expoziție. Este o onoare că Zalău este gazda acestei expoziții, de renume a zice. Boacei, el fiind un artist de seamă a secolului trecut și mai cu seamă pentru faptul, știut fiind faptul că suntem în relații foarte prietenești cu prietenii noștri din Ungaria, de la Szentendre, Borcsai fiind membru al Uniunii Pictorilor Graficienilor din Szentendre în anii 40-50 din secolul trecut. Este o materializare a discuțiilor ce le-am avut în primăvara aceasta cu domnul consul Moldov Ianoș, când fiind în Zalău, am discutat despre oportunitatea colaborării dintre Primăria Zalău și dânsul și iată că am ajuns la un eveniment patronat de domnul Moldo și ne bucurăm că nu au rămas la nivelul de discuții acea întâlnire, ci s-a materializat prin această expoziție de excepție. Noi salutăm totodată prietenii noștri din Szentendre, reprezentanții comunității din Szentendre și ne bucură totdeauna faptul când îi putem avea în mijlocul nostru pe ei. Îi considerăm prieteni, frați, deoarece suntem înfrățiți cu acest oraș și poate este orașul dintre orașele înfrățite cu care avem cele mai calde și bune relații. Noi ne bucurăm că ați onorat această expoziție și vă dorim vizionare plăcută. I-am mulțumit doamnei Cărcășeni pentru intermedierea între colegii din Szentendre și Muzeul de Artă pentru această expoziție. O să dau cuvântul domnului Coulia Ferenc, președintele Fundației din Szentendre, să ne povestească despre, atât despre fundație, cât și despre această expoziție itinerantă inițiată de Fundația Borcei, de către domnul Coulia în persoană și sprijinită de către Fondul Cultural Național al Ungariei. Tisztelt szenátor, a polgármester úr, igazgató, kedves jelenlevő, nagy öröm számomra, hogy Zilalra is elhozhattuk ezt a vándorkiállítást. Vándorkiállításunkat tavaly nyitottuk útra. Gondolom, hogy önök közül talán vannak, akik ezt a kiállítást nem teljes egészében, mint láthatók.
hanem csak kimondottan a Marcsai anyagot láthatták az UNA TV-ben 2010-ben. Tulajdonképpen 2010-ben volt Marcsai Jenő születésének a 110. évfordulója, és erre az alkalomra az akkor igazgatóval megbeszéltük a Cselényével, hogy egy kiállítást rendezünk, és ez élőadásban volt az a kívánság kosárba bemutatva. Fordítom. Tu dovi zece puteam să vedem în UNA TV o reprezentare a materialului Borcei la o anumită comemorare a nașterii, da? Exact, 110 ani. Exact, 110 ani de la naștere. Și acest material este un pic mai bogat, fiindcă prezintă și discipolii maestrului. A kiállítás után nagyon sokan jelentkeztek, és szerették volna a városukban látni ezt a kiállítást. És úgy döntöttünk feleségemmel, hogy mutatkozzunk be egy kicsit magunkról is, tulajdonképpen a feleségem Barcsa Jelenek az unokahúga, és így mi jogutódok vagyunk, és mi vagyunk Barcsa Jelenő szellemi hagyaték ápolói. Most én itt olyan dreptului de autor, Barcsa Jelenő, este nevasta domnului Cunha, domnul Marca Cunha, și la rugămintea mai multor reprezentanți ai unor orașe din Ungaria și din țările adiacente, s-a ajuns la o decizie cu că acest material aflat în custodia dânșilor va fi expus în forma unei expoziții itinerante. A kiállítás anyag, amit láthatnak önök, ez nem eredetiek, ezek szép anyomatok. Acest material este o serie de serigrafii executate după lucrările artiștilor. A Jenő bácsi legközelebbi tanítványai Deink Pál, Balogh László és Konop Tamás. Cei mai apropiați discipoli ai maestrului, Konop Tamás, Deink Pál și Balogh László. Európai és határon túl és magyarországi híressége. Sunt personalități de renume națională în Ungaria și chiar și de renume european. Kossuth díjasok. Sunt toți distinși cu meritul Kossuth. Balogh László e Munkácsi díjas, de Erzsébet el volt tervezve Kossuth díjas. Balogh László a obținut și meritul Munkácsi, dar a fost nominalizat și la meritul, sau va fi nominat la meritul Kossuth? Kossuth. A vándor kiállításunk Duna TV bemutatása után a felvidékiek kértek, hogy nálunk kezdjük a vándor kiállítás bemutatását. Comitatea Maghiară din Slovacia a fost prima care a semnalizat ca această expoziție itinerantă să fie susținută la ei. Első helyen lett bemutatva Komárom, Rév Komárom, Butta, Ipolyság, Dunaszerda. Aceste localități sunt cele la care va ajunge expoziția din Slovacia. A fost în Anna. Sau a ajuns deja. Következett Leányfalu. Egyedüli város, egyedüli bemutatás Magyarországon. Leányfalu este o localitate din Ungaria care a urmat. Azután következett az erdélyi kiállítás helye, Nagyvárad, Marosvásárhely, Sepsiszentgyő, Csíkszeredre, Székelyudvarhely, Kolozsvár, most itt van Szentendre, Zila, következik Nagykárol, Nagybánya, és Kecskemét lesz ebben az évben. A következő évben már Magyarországon 5 helyre már megvannak az időpontok, következik Pozsony, Kassa és Bécs is. De ezek egyelőre ilyen embryó formában vannak a mostára. Deci a urmat în acest șir Ardeal cu Oradea, Târgu Mureș, Sfântul Gheorghe, Odoreiu Secuiesc, Cluj, Zalău, Macareiu, Satu Mare, Baia Mare și după aia încă un circuit din Ungaria, mai multe orașe. Nagy öröm számunkra, hogy az általunk ellen képzelt érdeklődés olyan nagy, hogy már odáig jutottunk, hogy most már szerepet válunk. Ezt a deoszerint a bukurie, a faptul, că interesul publicului e atât de mare, încât suntem nevoiți să selectăm din solicitările adresate nouă. Kiállításról többet nem szeretnék beszélni, mert ne sem vetnék, mondhatnék, de az idő rövidsége miatt majd rátérek egy másik témára. Önök előtt is látható a Barcsai Művészeti Anatómia könyv. Nem a itt csinálsz anatómia artisztika a Barcsai Jenő. Ez a könyv
15 nyelvre van lefordítva. Az utolsó két nyelv a japán és a kínai. Este tradus în 15 limbi, dintre care ultimele două sunt japoneza și chineza. Magyarország művészeti könyve ez lett és ez van a legnagyobb idegen nyelven kiadva. Este cartea artistică în edițiile pe limba maghiară din Ungaria, care a ajuns la cel mai mare număr de ediții în mai multe limbi. Trebuie închet să de ezer pe limba. Au trecut mai mult de 240.000 de exemplare până acum. Elterelő könyv, de most azért most, hogyha most a könyvet megengedik, akkor könyvet is két szót, pár szót említsek meg. A kis könyv, az önéletírás könyve, az a Gerőbácsi saját önéletírásának az elmesélése és leírása. Veți găsi pe standul acesta și autobiografia lui Barcsa Jenő, în Mariára Bonoszki. Igen. Nagyon érdekes könyv, aki egyszer a kezükre fogja, nem tudja letenni a kezükre. Ezt nem azért mondom, mert én jó úton vagyok, és tulajdonképpen miattuk ki, hanem azok, akik olvassák ezt a könyvet. Cei care citesc cartea spun că este o carte foarte bună și este foarte bună de citit. 2000-ben kiadott születésnél 100. képfelülre alatt, és a 2011-ben sikerült másodára kiadott egy kisebb példányban. Deci au avut două ediții, în 2000 și 2011. Prima ediție era la centenarul nașterii lui Barcsei. A másik könyv, az pedig lent, kimondottan, a megemelő gecsepet, hogy hallássák, az pedig lent egy Barcsei album. Acesta este un album din lucrurile lui Barcsei. A Turbina kiadó úgy döntött, hogy 24 nagy mesternek kiadja a könyvét. Este vorba despre editura Turbina, care a decis să facă o serie de edituri de artă din 24 de artiști. Sajnos, e pár darab van is abon kövés. Da, sunt numai câteva exemplare din păcate. Rövid, a Barcsei díjhoz... Most a Barcsei díjhoz szeretnék még egy pár szót, és nem akarom húzni az időt. Barcsei Erzsébet 1989-ben előbácsi halála után egy közérdekű közhasznú felajánlást tett Barcsei díjra és Barcsei jutalomra. Barcsei jutalomra a képzőművészeti egyetem diákjai kapják, a Barcsei díjat pedig le, az a fiatal pályakezdő művészek 35 éves koruk. Doamna Erzsébet Barcsei Vasta artistului, după moartea lui Barcsei Jenő, a făcut o propunere după care ea propune să se înființeze meritul Barcsei și premiul Barcsei. Meritul Barcsei să fie încredințat artiștilor de seamă, iar premiul Barcsei să fie încredințat artiștilor tineri. Jelen pillanatban 64 diadatunk van az elmúlt 25 évben. Ez az év lesz, most, hogy átadjuk januárban a diadat, ez a 25. Általános év. Premiul Barcsei a ajuns la 95 și 64 diadat. Deci este, se află da, la 25-a în ediție anuală, da? Și 64 de persoane au obținut deja până acum acest premiu. Și o sep s-a votat la hotare. Dintre care mulți sunt de peste hotare privind din Ungaria. Mulțumim frumos. Va trebui să mă rezum la un extras, fiindcă trece vremea foarte repede și suntem obosiți deja. O să vă atrag atenția despre, asupra faptului că date tehnice și de biografie vă putea găsi pe pereți despre cei patru autori, așa că o să citesc foarte puțin din textul lui Tocaș Gabor din Cluj, care scrie următoare despre expoziția prezentă. Engedjék meg, hogy mielőtt átadnám, azért hadd mondjam a következőt, hogy ez az ajándék nem egy akármilyen ajándék. Țin să precizez că acest cadou este de una de o mare valoare. Csak a kérem intézményeknek, és csak határon túli, vagyis Magyarországon iskoláknak, egyetemeknek ilyen csomagot nem adunk. Pot fi obținute numai de către instituții din afara granițelor Ungariei.
Érezik? Igen, igen. Akiket úgy értékelünk, hogy ott művészet magas szinten. Și eu care apreciem că depun o muncă foarte importantă în educația artistică. És így döntöttünk, hogy a Jan Szima iskolát is megvárjuk Varsóban. És chiar universitățile beneficiază de acest cadou, așa că voiam hotărât să îi dăm dumneavoastră. Igazgatót kérem, fogadjatok szeretettel, magunkat az alapítványt. Azt kívánjuk úgy tanárnak, hogy diákok, hogy élvezettel és használva várjon mindenkit. Dorim atit elektros căci profesorul să le folosească cu mare plăcere și cu folos. Trebuie să spunem că acest primul meu viață. Mergea chiar mă duc, mi-a existat încă să mă mai aduc. Îmi bucurez că v-ați gândit la școlile în care această... Ne-am vorbit și-a fost ok, domnul George, sunt foarte bine. Ne bucurăm că vă gândiți la școlile de profesionale care noastre organizați aceste expoziții și sunt convins că elevii noștri se vor bucura din timp de aceste, de aceste cărți, în special de anatomia, care am înțeles, anatomia artistică, dar și mi-am înțeles, care... Ei, mai găsați la șeria. Igaz, doktor, hogy ők nevében a múzeum ajándékát szeretném átadni, olyan szereztek személyesen, köszönettel. Este o expoziție foarte importantă a maestrului Borcea Ienu și a discipolilor. Dânsul s-a născut în județul Cluj, după aceea studiile și le-a continuat în Ungaria și este un grafician de importanță mondială, fiind pe lângă grafician și pictor și profesor de anatomie și cărțile sale de anatomie sunt redactate și traduse în peste 15 limbi din toată lumea. Deci este important, este o expoziție, zic, foarte importantă. Cu domnul consul Mogdo am avut discuții primăvara să colaborăm și iată că s-a materializat acea discuție prin această expoziție. Și ne onorează mai ales știut fiind faptul că Saint-André este oraș înfrățit cu orașul Zalău și ne leagă o prietenie foarte bună. Cine a fost prezentat astăzi? Astăzi, la această expoziție, puteți ca să vedeți și să fie vizitat, expuse aceste lucrări de artă a lui Borcea Ienu, Dane Pal, Conoc Toma și Balog Laslom. Acest pictor sunt de nume de răsunet, în special în Ungaria și peste hotare. De exemplu, Borcea este pe plan mondial cunoscut. Dacă vă uitați dumneavoastră acolo la cartea de anatomie care am prezentat mai înainte și pachetul care am dat la liceul Ion Sima și la școala reformată, această carte de anatomie, până acum, în 15 limbi este editat și este cea mai mare număr de carte artistică în Ungaria până în prezent. Peste 240.000 de cărți sunt dat în diferite limbi. Acum nu încep ca să spun cele 14-15 limbi, numai atât spun că ultimele sunt japonez, japon și chinez. Lucrările de artă, ceea ce vedeți dumneavoastră aici, așa sunt reproducții. Că lucrările de artă adevărată, deci lucrările originale, nu puteam ca să duc pentru că nu puteam să finanțez. Aceste lucrări, ceea ce sunt expuse aici, în fond sunt ale noastre, deoarece soția este urmaș al lui Borcea, că Borcea a fost unchi la soție și noi suntem urmași drept. Și noi ne ocupăm atât cu fondația, că în fond noi am fondat o fondație cu denumirea Borcea Ienu Képzőművészeti Alapítvány
Și noi aici, tinerii artiști, îl apreciăm, îl selectăm și primesc premiul de Borcei. Noi am hotărât în anul 2010, la aniversarea 100 de ani a maestrului Borcei, să organizăm o expoziție la Duna TV. La Duna TV a fost prezentat numai lucrările ce se văd aici a lui Borcei. După aceea, după ce s-a văzut această lucrare, această expoziție de mai mulți, s-a solicitat ca să împrumutăm materialul. Primii au fost cei din Slovacia. În Slovacia a fost prezentată această lucrare, această expoziție, dar deja mărit cu cei patru artiști care au fost cei trei elevi care am pomenit, așa încât în total 40 de bucăți de lucrări sunt expuse. În Slovacia, în patru orașe, nu încep ca să enumerez, după care un singur loc în Ungaria a fost prezentată această expoziție și pe urmă a fost adus în Oradea, Târgu Mureș, în Săcuime, pe urmă Cluj, Zalău, care îi urmează Baia Mare, pe urmă se întoarce înapoi în Ungaria, pe urmă ea se duce în Bratislava, în Viena și așa mai departe. Este de o mare bucurie peste tot că acest nume mare, Borcei cum este, ajunge și în localități unde nu s-a văzut. Singurul, de fapt, atâta vreau ca să scot în evidență dacă nu am spus mai înainte, mă bucură faptul că atâta cunoștințe, nu cunoștințe, se cunosc atâta despre Borcei, despre lucrarea de artă a lui Borcei și despre viața. Treaba asta și pe noi ne încântă că într-adevăr a fost un om mare. Dacă vă duceți și spuneți despre Borcei în lucru de art, deci dacă vorbiți cu artiști atât în România cât și pe altă parte, toată lumea a auzit. Inclusiv ca și cum a fost Brâncuș, pentru că Ienevaci, deci Borcei, a fost aproape de aceeași sfârtă cu Brâncuș și Ienevaci totdeauna numai la superlativ a vorbit despre Brâncuș. Eu cred că ei s-au întâlnit și la Paris și la Roma, pentru că au fost și unul și altul trimiși acolo ca studenți sau ca și tineri pictori.